Războiul din PNL ia amploare. În apărarea lui Nicolae Ciucă sare inclusiv premierul Marcel Ciolacu, cel care pare că și-a asumat rolul de șef al întregii coaliții, nu doar al PSD, astfel că îi ceartă pe liberalii care îndrăznesc să miște în front. Despre ce este vorba mai exact aflăm de la colegul meu Cornel Chitucea. Bună dimineața, Cornel, te ascultăm! Bună dimineața, Luiza! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Așadar, cresc tensiunile în interiorul Partidului Național Liberal. Robert Sighiartău, membru în acest partid, susține că pachetul de măsuri fiscale pe care guvernul Ciolacu și l-a asumat în Parlament nu va rezolva problema deficitului bugetar din țara noastră, ci că este, citez, praf în ochi. Am încheiat citatul. Totodată, susține cel din Partidul Național Liberal că, în momentul de față, PSD și PNL nu se află într-o coaliție de guvernare, ci mai degrabă într-o situație conjuncturală. Există și o replică a premierului Marcel Ciolacu, care spune că Robert Sighiartău încearcă să își facă culoare pentru lupta în interiorul Partidului Național Liberal și mai spune liderul socialdemocraților faptul că, citez, dacă are ceva de spus, să strângă voturi și să-l schimbe pe Nicolae Ciucă. Robert Sighiartău, am văzut că a avut mai multe declarații în ceea ce privește situația din interiorul Partidului Național Liberal, susținând că în continuare membrii din acest partid sunt reduși de multe ori la tăcere și că acest pachet de măsuri pe care guvernul și l-a asumat a fost tensionat și tras de păr, spunea membrul din Partidul Național Liberal, de către Marcel Ciolacu. De asemenea, spune membrul Național Liberalilor faptul că își dorește ca în perioada următoare să existe mai multă corectitudine. Vom vedea ce se va întâmpla în săptămânile următoare, pentru că vedem inclusiv Marcel Boloș, ministrul finanțelor, a declarat că așteaptă să vadă efectele pe care îl va avea noul pachet de măsuri fiscal-bugetare în țara noastră.